Și în primul rând, aș vrea să vă aduc salutări sfinte de la frații cu care am avut părtășie în urmă cu o săptămână. Am fost plecat în călătorie împreună cu fratele Petre Butar și cu sora Ruth. Sâmbăta trecută ne-am bucurat împreună cu frații de la Toronto. Duminica trecută dimineața ne-am bucurat cu cei de la Kitchener și duminica după masă ne-am întors iarăși la Toronto, unde am avut iarăși părtășie cu frații. Am spus că ne-am bucurat și probabil că și ei s-au bucurat, pentru că și dacă au și ei predicatorii lor, atunci când vine cineva nou și parcă mai schimbă puțin atmosfera, e un pic diferit. Așa suntem noi. S-au bucurat și ei, ne-am bucurat și noi și vă aducem cuvinte de salut din partea fraților, așadar și de la Toronto și de la Kitchener. În al doilea rând, am să vă solicit să facem o rugăciune pentru un caz, pentru o situație care pe mine m-a marcat foarte puternic. N-am amintit cazul acesta la ora de rugăciune pentru că am vrut să dau câteva detalii în plus și n-am vrut ca la rugăciune, la ora, la rugăciunea de cauze să lungesc atunci anunțul sau cererile. Vineri după masă, pe când mă întorceam de la serviciu, soția m-a sunat, eram pe mașină și mi-a spus: Iosif, roagă-te pentru David. Am un nepot la Rebetiș, satul meu natal, un nepot pe care îl cheamă David. Anul viitor, dacă Domnul va fi binevoitor, va împlini 30 de ani. Un băiat foarte bun la suflet, dar care încă nu a încheiat legământ cu Domnul, deși a fost crescut în biserică. Vineri era la lucru pe câmp, cu o combină de recoltat cereale. Era singur și, pentru un băiat așa inimos, se duce, se bagă în multe lucruri. A vrut să repare ceva la masa mașinii și a lăsat masa aceea să meargă. Și un moment a fost suficient, un moment de neatenție, pentru ca melcul acela al mașinii să-i prindă piciorul. În câteva secunde i l-a făcut ferfeniță și tânărul acesta a reușit cumva să se smulgă de acolo. Mașinăria l-ar fi tras cu totul înăuntru. Și cine ar fi venit într-un târziu să vadă de ce nu mai vine acasă, l-ar fi găsit poate în bunkerul mașinii printre cereale, bucăți. Dar Dumnezeu l-a ajutat să-și treacă piciorul de acolo și cu un ultim efort, în timp ce sângele țâșnea din piciorul lui în toate părțile, a pus mâna pe telefon și a apucat să mai dea un apel și a zis: Tată, vină cât poți de repede, pentru că nu mai am picior. Tatălui era în altă parte pe câmp la lucru, a venit, l-a găsit și l-a dus de urgență la spital. O să pute rugăciuni Dumnezeu să îi salveze cumva piciorul acestui tânăr, dar nu s-a putut, pierduse și foarte mult sânge, era la limită, din moment în moment putea să moară. Și doctorii au spus, singura soluție este să-i tăiem piciorul, îl vom tăia de la genunchi în jos. Și l-au tăiat. Dar spun doctorii că în următoarele 10 zile vor vedea dacă rămâne cu atât sau va trebui să fie tăiat mai sus. Am amintit toate aceste lucruri și aș vrea să facem o rugăciune pentru acest bărbat tânăr cu numele David, ca Dumnezeu să se îndure de el și să îl scape cu atât. Am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Am spus aceste lucruri poate și pentru faptul că mi-aș dori ca unii tineri care sunt la vârsta la care ar putea să încheie un legământ cu Domnul și Domnul așteaptă în dreptul lor și poate că ei ezită și nu știu motivele. Nu există niciun motiv întemeiat, justificat, să-i facă să amâne. Trăim într-o lume plină de primejdii și ne pândesc pericole la fiecare pas și despre cele mai multe dintre ele noi nici nu suntem conștienți. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de bărbatul acesta, de tânărul acesta
și să aibă milă de toți tinerii care cresc în familiile noastre, să-i păzească. Ne rugăm împreună.